Bine v-am găsit, stimați telespectatori. A trecut aproape neobservat de presa noastră, care se preocupă în continuare de momentele în care Vladimir Putin tușește sau nu tușește, sau în care se bate. Oricum, ca să fac așa o remarcă, nu cred că există un alt personaj care să obsedeze presa din România decât Vladimir Putin. Dacă eu aș fi mogulă, spune, băi, stai puțin, că până la urmă nu pot să mă preocup în fiecare zi. Putin nu știu ce a făcut. Putin s-a bătut cu ăla. Șeful grupului Wagner, dacă vă observați dumneavoastră, este un cult al personalității lui Vladimir Putin. În fiecare zi Vladimir Putin e subiect. Ce a mai făcut? A răcit, n-a răcit. I-a zis unuia prostule. Are iubită, n-are iubită. Bun. Oricum îl bate pe Michael Jackson. Această știre este faptul că s-a publicat un eurobarometru. Deci eurobarometru este o cercetare pe care o fac cei de la Uniunea Europeană și potrivit acestui eurobarometru, 23% dintre români cred că prezența noastră nu e un lucru rău și am devenit oficial cei mai mari eurosceptici. Este un procentaj uimitor, uluitor, dacă ne gândim la faptul că de la admiterea Uniunii Europeană, în raport cu alți cetățeni europeni, românii erau cei mai entuziasmați de faptul că România aparține, a intrat în Schengen, și s-a făcut nu să spun, un cadou, nu meritam, dar bun. Acest euroscepticism al românilor este rezultatul nu neadmiterii noastre în Schengen, este rezultatul campaniei imbecile duse de actuala putere în frunte cu Klaus Iohannis în chestiunea Schengen. Vă reamintesc, anul trecut, până anul trecut prin august, românii nu aveau ca temă admiterea în Schengen. Nu aveau alte probleme, oricum, cine a și călătorit în străinătate, ne luasem adio. Bun. Deodată, actuala putere, adică Klaus Iohannis, iluzionat, tras pe sfoară de făgăduielile occidentalilor, liderilor, puterilor garante, care i-au zis, Klaus, acolo, tu ești în prima linie a războiului cu Ucraina, îți faci pulbere, cerealele, drumurile, porturile, nu contează că noi vârâm România în Schengen. Și el a zis, oh, leu, dacă i-ar mis România în Schengen, în sfârșit, am făcut și eu ceva, nu mai rămân în istoria României postdecembrist, drept gaură de la covric. Deci, Klaus Iohannis, la ora actuală, este președintele care nu are nimic, 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 nimic la activ, nici măcar gălăgie. Eu Traian Ionilescu, era contestat, nu știu, l-a răsturnat pe Ceaușescu. Emil Constantinescu a avut activitate interesantă, a privatizat, s-a bătut cu fosta securitate. Traian Băsescu, așa cum este el, mai țineți minte, ieșea, intervenea, a făcut un raport anticomunist. Spuneți-mi o dată, spuneți-mi un singur lucru pe care l-a făcut Klaus Iohannis, cu excepția mersului în fiecare weekend pe banii statului la Sibiu. Că normal ar fi fost, el are și aici Gocea Mite Viloiu, pe care l-a costat, nu știu, milioane de dolari sau de euro modificarea, și ar putea să o convingă pe distinsa sa soție să vină aici. Sau să stea aici, că nu e nicio problemă, nu cred că suferă așa de tare dacă nu o vede în fiecare vineri după amiază pe răvășitoare. Dar încă o dată, vă spun, ca om care știu istoria pe deci, nu. Dacă dumneavoastră știți o înfăptuire a lui, atunci vă rog să-mi trimiteți, eu recunosc, mă predau și o să consemnez mâine seară înfăptuirile pe care le semnalați dumneavoastră. N-a făcut nimic. Bun.
Și a zis, bă, acum, dacă intrăm în Schengen, atunci vom face sărbătoare națională, eu voi fi pe cai mari, PNL-ul pe cai mari, Ciucă va fi candidat la președinte. Bun, n-am intrat din două posibile motive. Urăia ne-au tras pe sfoară, l-au tras pe sfoară, nu pe noi, ca să poată să intre Croația, pentru că normal era să nu intre nicio țară, să nu se extindă, sau au zis, da, dar când au văzut că Austria nu vrea, zic eu, a zis, Claus, auzi că asta e piesa, știți cum e. Bă, am vrut, n-am putut. Cum zice avocatul când te condamnă pentru corupție. Bă, m-am străduit, am fost cu tare, sigur că am luat și bani, dar asta e. Bun. După asta, după ce că au creat un orizont de așteptare irresponsabil, niciodată nu se face așa ceva, începuseră deja înainte de 8 decembrie să se bată el, Ciolacu, Ciucă, Aurescu, Userescu, Drulă, bla, bla, de la Basculă sau de la Blastrulă, cine ne-a adus în Schengen. După asta a venit aceea. Și în loc se spune, mă, asta e, o să ne batem în continuare, s-a pornit la ordinul lui o campanie de cum să spun, de ideea, aoleu, n-am intrat în Schengen. A început campania împotriva Austriei, care continuă și acum. Este de imbecilitate, cum rar am văzut în presă. Eu am urât întotdeauna presa patriotă. Adică presa care, de exemplu, n-are curaj să-l înjure pe Schulz, că e pe Biden, dar înjură pe cel, nu, pe cel pe cancelarul Austriei, care a devenit acum un fel de Putin, pentru că nu li se întâmplă nimic. Bun, în jur, bun, dar repede, în jur, pe Macron, bun. Și atunci a început, zilele se pline. Austria a greșit când a dat cifre greșite. Nu știu ce grec, cum să zic, în loc să ăla, danseze Sirtachis, a zis, vom face în așa fel încât România să fie. Păi, ce mă respectă? România n-a intrat în Schengen. Că ce a urmărit... A, cea mai tare era asta la Antena 3 CNN. Cred că era Răzvan Dumitrescu, care, vreau să spun, cu toată stima, nu mai este cel de pe vremea pandemiei. Nu știu ce i s-a întâmplat. Adică, pare rău, cu tot respectul. Respect cu un mod deosebit ca jurnalist, în timpul pandemiei a fost în fruntea jurnalistului independență, acum nu-l prea deosebesc de, e una care seamănă cu Toarcea Găinușe, mai e ăsta, Radu Tudor, care când zice, aoleo, când își dege gâtul, ai impresia că a vorbit șeful planetei Pământ, plin de gaze. Și era o discuție că cum cancelarul s-a iritat când l-a întrebat cineva. Stimați telespectatori, nu am intrat în Schengen. Nu știu dacă vom intra sau nu, dar tot acest război, tot acest naționalism dezert, de țari, de bundă, de căciulă, de cojoc puturos, de ce vrei, catrințe mai mult sau mai puțin despicate la șold, toate acestea au dus la. Au avut efecte perverse, chiar era normal, și au dus, desigur, la o creștere a euroscepticismului. Eu v-am spus că principala caracteristică a celor de putere este imbecilitatea, pentru că ei niciodată nu își dau seama de efectele perverse. V-am reamintit o lege din 1935, legea consecințelor nedorite. Adică, de exemplu, tu lupți, să zicem, nu știu, industrializare. Ești bucuros că ai făcut fabrici, dar are niște consecințe că afectează mediul, da? Nu știu, omori vulpile ca să salvezi, nu, iepurii, dar în același timp vulpile nu mai omoară nu știu ce și
te mănâncă șobolani. Am dat un exemplu, da? Bun. În cazul de față era inevitabil. În momentul în care insistența noastră e negheabă, nu numai a presiei, a camarilei lui Claus Iohannis, a serviciilor, pe această temă Schengen, au dus la euroscepticism. Deci au dus la această cădere a încrederii și asta înseamnă sădirea pe teritoriul României a unor așa, arbuști ai oricând ai roexit, ai suveran, ai naționalism. Încă o dată, adevăratul om politic este cel care nu dă curs populismelor și în general nu, cum să zic, este, se gândește întotdeauna cu 100 de metri sau înainte de ce se va întâmpla. Ai noștri nu ești. Bun, deci ați bandat un exemplu. Bun. Mâine va avea loc la New Orleans Miss Universe 2022. Bine, o să spuneți imediat, da, și noi participăm? Nu. Dar știți cine participă? Ucraina. Ucraina are o reprezentantă, Victoria Panasenko. Păi, Zelenski, alo, Volodymyr. Păi, mă, ori sunteți, deci noi vă bocim. Deci victime, vă ajutăm. Înțeleg să mergeți la Oscar, dar la Miss Univers, las-o dracule, aia este un concurs de craci. Mai să fii serios, Miss Univers. Nu cred că e un concurs în care ăla care candidează acolo sunt întrebate dacă îl știu pe Shakespeare, nu știu, dacă îl știu pe Aristotel în greaca veche. Nu. E un concurs de trupuri. Bun. Și doamna aceasta, Victoria Apanasenko, s-a pregătit vreo 4 luni și s-a apărut pe internet cum o să apară ea. Este Arhanghelul Mihail cu sabie, cu ăla, războainica luminii. Și mă telespectator, acum pun și o întrebare. Deci imaginea noastră este Ucraina, poporul ucrainean, ucrainencele, copiii, bunicile sunt victime. Bun, sunt de acord. Bă, da. Dacă ești victimă, nu te duci și conduci și se vâre atâția bani în fundul uneia ca ea să fie Miss Univers. Între noi fie vorba. Ea va fi Miss Univers, că nu se poate. Adică nu se poate ca o țară atacată de agresorul rus să nu dea cea mai frumoasă femeie de pe planetă. Din câte știți, da, cei mai talentați scriitori, deși n-am auzit până acum de ei, deci în afară de Taras Șevcencu, pe care îl știu de pe vremea proiectului, n-am auzit de scriitori ucraineni. Bulgacov nu e scriitor ucraineni, e născut. A scris în rusește, Gogol în rusește. Bun. Să vede. Deci, imaginile cu ea, care vor fi prezentate aici pe scenă, ne arată că luptători suferă de frig, de foame, dar cânte, dar partici vâră bani serioși, care e afacerea? Înțeleg dacă ar fi un concurs de luptători, de, nu știu, minți. Miss Univers, repet, este un concurs de buci. Punct. Și în aceste condiții și eu n-aș fi trimis. Băi, uite, o să vedeți acum pe aia, o să vedeți mâine. Sau vedeți în imagine. Bun. Și mai și folosește bucile în ideea că e războinică. Băi, nu e războinică aluminiu, este, are buci. Este Miss Univers, este unul din concursuri pe care nu l-am înțeles. Miss Univers. Bun. Și de ce nu... Nu știu, cea mai talentată actriță din univers. Bun. Astăzi a fost 15, nu, sau când e, mâine. Este celebra zi a culturii naționale. Cu acest prilej, domnul Claus Iohannis a decorat niște personalități din lumea culturală. Nu! În primul rând, vorba lui Bogdan Neacu, îl citești, deși lui mi-i place, a scăpat și anul ăsta în sensul că domnul Claus Iohannis, care
Își dă seama ce rău mi-ar face dacă m-ar trece pe o listă. Deci, repetăm cu atenție. Nu așteptați de la mine. Eu când vorbesc, deci sunt dincolo de bine și de rău. Și m-am mai spus, vorbea la un moment dat cineva de academician și nu sunteți nebun, să vine o cutichie aia în cap. Cristoiu, academician, bun, și sunt academician și sunt doctor, apropo de, bun, și am mai multă sănătate. Mi-a zis cineva odată, nu știu dacă scrie o expresie, cred că mi-a spus cineva de pe la poartă, de la birou ăsta, zice, domnul Cristoiu, sănătate, că restul e bonus. Sau cineva mi-a trimis o chestie foarte mișto, sănătate și talent, că restul puteți cumpăra. Așa este de la shop. Deci, mă rog, a decorat-o pe Margareta Nistor. Pare rău, ea dubla vocile alea, o știu de patru, dar nu cred că este Hortensia Papada Bengescu. Bun, dar cu acest prilej, prilejul de curând și a zilei naționale, președintele tuturor românilor a ținut un discurs. 2022 a fost unul dintre cei mai grei ani pe care i-a traversat societatea românească. După o pandemie care a marcat sever inclusiv viața culturală, războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina a condus la noi crize care au împins într-un viitor impredictibil revenirea completă a omenirii la normalitate. În România, războiul din Ucraina a generat excepționale manifestări de solidaritate, inclusiv prin inițiativele mediului cultural. Totodată, este ziua culturii naționale, este ziua lui Eminescu, este ziua manuscritor român, ziua lui Neculce. Despre ce a vorbit cu precădere numitul Claus Nedone despre Ucraina. 2002, după pandemie, așa, războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina a condus la noi crize. Ce treabă are asta cu Eminescu, băi, oameni buni? În România, războiul din Ucraina a generat excepționale manifestări de solidaritate, inclusiv prin inițiativele mediului cultural. Să mă întreb, omul, iertați-mă, cu toată stima, că nu-mi permis să jignesc. E normal la cap? Este ziua culturii? Dumneavoastră vă observați cum el evită și de ziua națională, de ziua culturii române, cuvântul român, național. Eu am înțeles. Nu e, e saș. Bă, stai puțin, dar e totuși cetățean român, e președintele României. Vorbește, mă, de cultura națională, vorbește de Eminescu, vorbește de problemele culturii române. Vorbește de cultura română de azi, vorbește de tânăra generație, vorbește de situația editurilor. Păi de asta. Dar fă-mă un elogiu, nu ne culce, nu ce vreți. Titu Maiorescu, Eminescu, nu există în discursurile lui. De ziua națională a vorbit despre Ucraina, de ziua culturii naționale, nu văd rostul. În primul rând este neadecvare. Băi, era o ziua culturii ucrainene, vorbeai de un război. Dar era ziua culturii naționale române. Ce treabă avem noi? Putea să vorbească, domnule, în Bucovina ucrainenii persecută cultura română, că așa și este. Și noi, ce treabă are ala cu prefectura? Nu înțeleg. Ce vrea? E setat, e măcăne, putem, încă o dată, este ziua culturii române. Mă, zi-mă ceva de român, de cultura română, dă Miorița, de ce vrei, dă scrisoarea lui Neacșu, Ipac dau știre, ce vrei, de primele tipărituri, de ce vrei, dă Macari, cum vrei. Nu, el vorbește, de așa încă și vorbește, nici măcar dacă ne-a zis contribuția culturii române din Ucraina la cultura ucraineană. Bun. Așa, să trecem la un caz foarte important, care este cazul Boni. Eu mă respect. Dacă vă uitați la ce am scris eu despre Bode, nu cred că îmi este simpatic. Eu însă, deci, am
Dan Andronic îmi spunea în seara asta, îmi reamintea, în cadrul unui dialog care se vrea un interviu mai mare, că eu am fost întotdeauna gică contra și am explicat și vă explic și unul nu a fost gică contra din motive comerciale. Eu am fost gică contra pentru că România este bântuită de o idee întotdeauna. Păi, de o stare. O altă face. Toți, bă, stai, zici, bă, stai. Și eu atunci vin și spun, bă, da, mă, toți fac hau, hau, hau. Și eu vin și zic, bă, da, stai un pic, chiar hau, hau. Păi, spune și mie o nație. Este o chestiune care la mine vine din instinct. Bode. Cazul Bode este un caz tipic de campanie pusă la cale. Da. Și s-a întrunit acea comisie de etică. Domnul Andrei Marga a demonstrat în Cotidian, nu? El a fost rector și nu mai pot spune că el nu e chiar specialist, chiar nu e intelectual, că n-avea ce căuta comisia de etică. Repet, ce a spus de atâtea ori? Bă, dădeam un comunicat, în primul rând, că nu puteai să dai două comunicate. Ori comunicatul prim, în care ei au avut cartea sau teza și spunea a plagiat sau n-a plagiat, și i-au dat acel comunicat de căcăcioși de la Universitatea Babeș-Bolyai, pentru că el, rectorul trotinetist, a întâlnit comisia de etică. Ce se discute? Și comunicat ăla nu înțelegi nimic, e viciată, nu-i bine citată. Băi, oameni buni, bă, încă o dată, în cazul plagiatului unui politician, mă interesează dacă a plagiat sau nu. Ăla-i furt restul, că lucrarea e proastă, că e cu greșeli de gramatică, că n-a tipărit bine, este altă chestiune. Dar putem spune că nu merita titlul de doctor, că domnul Bode nu e un savant, ce, cum cred, așa. Eu cred că el, că aici colo a fost plagiată, că nu este vorba, jur, de lucrările plagiate, de fel, sunt de două feluri de asta în politică. Sunt lucrări pe care un politician sau un om de afaceri le dă cuiva să le facă, adică zic, bă, dăm 1000 de euro, de regulă un alt profesor, și ăla, normal, că nu v-am mai spun, face lucrare de doctorat, cred că face lucrare de doctorat mare, știți, încă o dată, eu știu ce înseamnă cercetare. Aveți în fața noastră un om care în curând o să chelească din cauza cercetării, statului în bibliotecă, precizării, acribiei, la ce oră, bun, mult din punctul ăsta de vedere, care suferă, că nu sunt surse, nu găseam, o să vedeți curentul din, aveam un site cu ziare din timpul războiului și culmea, curentul nu era exact cel din 25 august 44 care avea pe prima pagină. Oh, până am găsit, l-am nebunit. Știu ce înseamnă cercetare, da. Deci, din punctul, și atunci ăla zice, bă, mi-a dat banii și politicianul e de acord că totul este o formalitate. Și sunt tip care, din motive care mie îmi scapă, o trebuie să facă ei. Nou tip. Este practic imposibil, dacă ești jurnalist activ, dacă ești politician, să faci teză de doctorat. Presupune în România o muncă infernală. Infernal. O să vă arăt că nu o să arăt năpârlirea presii, când mi-a trebuit mie o zi întreagă m-a închinuit să aflu când a anunțat domnul Erhan că s-a făcut scânteia 20 de decembrie din scânteia scânteia poporului. Bun. Cred că în cazul lui Bode, cred că el a scris și nu știu, din când în când, nu știu, în loc de citat, a plagiat. Deci, oricum, nu este acel celebru plagiat. Din 300 de pagini, 200 sunt copy-paste. Bun. Restul nu e discutat. Bun. Asta se stabilește simplu. Nu comisie, vorba lui Marga. Nu trebuie să fie întâmplat. Vezi acolo. Pagina 4, uite așa. Pagina. Ce înseamnă dacă a plagiat, da? Iau pagina 252, da? Asta de la mine, n-am plagiat, da? Sunt editorial. Bun. Nicolae Ceaușescu a fost victima sistemului comunist. Incontestabil, deci am aici, uite, nu, 233, o pagină, da?
o pagină într-o carte. Asta e cartea, teza de doctorat, să zicem, da? Am luat-o. O pun aici și pun lucrarea din care a plagiat pagina asta. Dacă pagina asta sau jumătate din ea se regăsește într-o altă carte, gata, e plagiat. Și zic așa, o pagină plagiată, merg mai departe cu tare, altă pagină, se regăsește două pagini și la sfârșit membrii comisiei care știu să numere, din 300 de pagini, 200 sunt plagiate. N-am înțeles nimic, că unele citate sunt, adică, bun. Problema fundamentală este următoare. După, este vorba de o cunoscută campanie, pe care eu știu de 30 și ceva de ani, făcut și eu uneori când eram mai tânăr, și anume, anumite forțe garantează unei anumite părți a presiei, nu o critică, e treaba ei, că dacă fac bac cărbuni, bam, bam, cum a fost la Sorin Câmpeanu, da? Faceți demonstrații, scrieți cu tare și noi ne ducem la Bode, noi, eu cred că Iohannis, după părerea mea, că vrea să-l pună pe Rareș Bogdan acolo la intern, favoritul lui. Deci, ascultați, nu e știre. Presupunere. O să vedeți însă că e o ipoteză la care o nimeresc, da? Bun. Și la toată, bă, și atunci și Claude, bă, îmi pare rău, bă, a venit, a fost demonstrația, a scris presa, nu a scris nimic. Bun. Și că este o campanie cu un interes, nu de dragul plagiatului, nu de dragul interesului, este următoarea chestie. Deci, G4 Media, care în fruntea acestei campanii, treaba lor, nu m-am vrut niciodată, fac ce vor, a dat un titlu, așa, deci așa, uitați-vă și noastră așa, da, Lucian Bode întâmpina pe aeroportul Cluj cu mesajul demisia, sunteți plagiator dovedit, rușine să-l lași. Când citești titlul ăsta, zici, bă, bleu, deci ăla Bode s-a dus la Cluj și când a intrat acolo, știi că când vii de la avion, te așteaptă unii. Pentru mine este momentul cel mai groaznic când vin de străinătate. Căia care stau și așteaptă, iubite, cumnate, o, nu știu, butoi de varză, se uită la tine. O, uite-o pe ăla, o, uite-o pe aia, că ură cască, oricum. Și zic, bă, când a ieșit Bode de acolo, era așa, mulțime. Când acolo e unul, care nu știu cu ce se ocupă, care are un Facebook și și-a făcut un selfie, și-a făcut el, cum s-a dus el cu un, nu știu, cu el. Deci e o persoană, da? Nu știu, de toată stima, m-am uitat pe Facebook, nu spune nimic. Care principala știre de pe Facebook este că a fost la Disneyland și era și o chinezoică, am întrebat pe cineva dacă e nevastă, zic că nu. Bun, nu mă interesează. Important e faptul că e unul care și-a pus pe Facebook. Adică dacă era într-adevăr mare demonstrant, nu punea. Bun. Deci, dar titlul este asta. Asta este tipic campaniilor. După asta au venit useriști și s-au dus și ei. Useriști. Sunt aici patru ciumeti, șeful polițiștilor rehot, Bode demisia, pam, 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 vine televiziunea, pam, pam, și titlul. Protestul SRE la Ministerul Afacerilor Interne și la Cotroceni cu banere, cu mesajele, șeful polițiștilor rehot, Bode demisia și Iohannis, președinte plagiator. Păi bă, la cât sunt așa la USR, la cât sunt ei, la cât sunt ei, cât, puteți facă o demonstrație mai mare. În paranteză, hai să fac. Ne apropiem de sfârșit. Hai să ne amuzăm în legătură cu Clocotild, primarița noastră. Unde este sediul PSD? PSD este chiriaș. Terenul mai mare acolo și l-am închiriat în sediu. Da? Proprietarul terenului a hotărât, nu știu, a vândut, sau a hotărât, sau a plătit să se ridice o clădire. Repet, e de la
Nu e teritoriul. Ah, imediat a sărit Tanța și Costel, că ea e Tanța și Costel la un loc. Ciuma roșie, aha, ridicați o clădire și plângere penală. Ea imediat, pac, pac, plângere penală. Îi spui, doamnă, nu vă spărați. Fusta se cam lipește de fund. E bine. Plângere penală. Este useristă. Abia aștept să vă pe trotinet. Păi, bun. Și mă rog, îi răspunde de la peste de băi, doamnă, nu e al nostru. Și încă o dată, deci imaginați-vă că eu sunt aici cu, nu știu, la Găgești, da? Și vecinul cu scoasul este un bloc de 200 de etaje. Și ce treabă am eu cu vecinul? Bun, am dat un exemplu cu ce se ocupă tanti. Tante Făcăleți. Nu știu. Deci, eu mi-am spus, este cel mai prost primar din istoria sectoarelor Bucureștiului și istoria Bolotești. N-a făcut nimic, vă spun, ca cetățean. Mergeți în Piața Amzei și vezi, rămâne crucit. Crucit? Nu a făcut nimic, 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 în afară de măcăneală, de gălăgie, de plângeri împotriva tuturor, de amenințări, nu a făcut nimic. Este, dacă domnul Claus Iohannis este gaura de la covrig, ea e covrigul. Gălăgie. Nu, e un covrig din ăla care, cum să spun, face gălăgie, dacă există așa ceva. Bun. Sau e un coală, este că sunt din aia coală, așa că și în fășoarea în gât și când îi dai drumul la ăla, începe să facă. Așa e și ea. O bășică, un colac de salvare din ăla, îl pui la gât și face și pe ce s-a desumflat, zice, bă, asta e. A ieșit în loc de ăla mare, așa, e o chestie mică, strângem punct. Bun, să ne întoarcem. Bun, și repet. Problema plagiatului în România a devenit la ora actuală. Așa, nu mai spun că această comisie de etică are un trotinetist în funcție. Nu știu. Eu nu știu cum îți minte. Tot scrie. Președintele comisiei de etică cred că a răgușit dând interviu la presa TFLIS. Stimați telespectatori, stimați domnule trotinetist rector. El este, nu este comisia de etică, el nu are treabă să, indiferent de ce scrie victima, el nu are voie, el deja a devenit vedetă. Vedetă e trotinetist, a făcut printre altele Dimitrie Cantemir. A făcut drept, la mine e o întrebare când văd pe cineva și am făcut drept. Și zic, la civil, adică la facultate, la București, nu zice la, nu zice la civil, adică am făcut facultatea de stat. Aha, dacă aud că a făcut Dimitrie Cantemir, Ion Blăzdeală, la privat, nu, așa și a făcut la privat. Nu e treaba lui, nu, a fost foarte, m-am uitat în biografia lui, a fost de numai consilier prezidențial, bun, nu contează. Contează faptul că nu are dreptul moral să vorbească în numele comisiei. L-a îndreptățit comisia, deci a venit comisia, a zis comunicatul ăla căcăcioși, gata. El acum e vedetă, peste tot ne explică nouă ce a făcut Bode. Băi, stați un pic, el, comunicatul, el întregi comisii. El acum se substituie comisiei, este un abuz. Președinte, încep să cred ceea ce se spune în târg, că de fapt băiatul e trotinetist cu useriști, pentru că altfel repetăm cu atât. El e președintele comisiei de etică, da? Poți să dai un interviu în care spui, bă, noi ne-am sesizat cu trecut, dar el deja a devenit, până acum vreo 5 interviuri de ale lui despre cum a plagiat Bode. Nu e corect. Misiunea lui, repet, la vreun membru din comisie, a zis comisia, bă, îl îndreptățim pe domnul ăsta trotinetist să ne reprezinte. Nu, bun. Problema plagiatului în România are două aspecte foarte importante. Foarte importante. Un aspect este cel intelectual.
Dacă vreți, putem discuta până mâine dimineață despre ce trebuie să fie cercetarea și v-am mai spus încă o dată ce înseamnă aș vrea. Pentru că o mare problemă, ai partea asta de intelectuală. Eu făcând și cercetare, și mă înțeles că în România, post-decembriste, v-am mai spus, este tu trebuie să centrezi, tu trebuie să dai cu capul. Să vă explic cum e. Bun. Eu acum vreau să scriu un studiu despre năpârlirea presei post-decembriste. Studiu. Normal ar fi ca cineva înaintea mea, un doctor, un doctorat, să fi luat edițiile speciale ale Tineretului Liber și ale Scânteii. Toate ziarele din până în 30 decembrie, da? Atunci a apărut. Ziarele apărute pe 21 și pe 22, comuniști. Săptămânalele, cum am zis, au fost săptămâna care a devenit săptămâna liberă. În acea perioadă până pe 30 decembrie au apărut foarte multe săptămânale, au reapărut, care erau toate năpârlite. Cercetătorul ce face? Aduce la bibliotecă, ia colecția și face 100 de pagini cu citate. Temele numărul 1 sunt așa, și le vă spune pe acum, albirea armatei. Toată presa de atunci, armata e cu noi, mă rog, armata conducea. Alta era, prima temă era cum au fost mai asupriți înainte aia de la Scânteia. Erau ei asupriți, n-au putut să scrie și acum scriu liber, acum erau liberi. Foarte importantă, o temă era dictatorul. Bine că a plecat dictatorul cu tare, care ne-a exploatat pe noi de la Scânteia. Era temă, da? După asta era teroriști care trag din... Bun, uite mai mult. Reportajele, oamenii care sunt însuflețiți, exact ca pe vremea lui Ceaușescu. Bun, ăla scrie cartea cu citate, cu reprodus corect, cu sursă, vezi România Liberă, numărul cutare, ediția cutare, așa. Când termină cartea aia, teza, e o cercetare, așa, o publică sau... Și vin eu, care vreau să scriu un eseu despre decembrie, și atunci iau de acolo, sigur, citatele care îi spun, potrivit cărții lui, nu știu, presa în perioada 22 decembrie, 30 decembrie, Scânteia Poporului nota pe prima pagină. Două puncte și dau din el. Ce mă înțeles, trebuie să faci tu, eu, la 75 de ani, a trebuit să iau, caut, Scânteia Poporului, Tineretul Liber, edițiile. Nu vă mai spun un lucru. Era important pentru mine la ce oră a vrut năpârlire. Adică am căutat de mi-a venit rău momentul în care Carabitru din studioul 5 anunță că era venit șefii miliției securității și anunță că Scânteia o să apară într-o nouă formulă. Era un fax. Acel moment, l-am înregistrat, l-am cumpărat din piață, l-am văzut de vreo 2-3 ori. M-am uitat din nou acum, am pierdut vreo 5 minute, așa, să văd dacă Caramitru arată foaia, că am crezut că a fost o foaie. Nu era niciun ziar, era un fax, o hârtie de fax și acolo l-a notat și ceva. Erau foarte importante pentru că am descoperit că a fost la 3 și un sfert. De ce? Păi e foarte important că deci la 12 plecase Ceaușescu și tăia de la Scânteia pe la vreo 2, gata, erau deja năpârlit. Am dat asta să facă cercetare. Codulță Chiovici și a făcut tot așa, în schimb, toți ăștia de la servicii, de la asta, au făcut eseuri. În materie de doctorat, așa, și cel care îi impune cercetarea este conducătorul de doctorat. Deci primul lucru care trebuie făcut în sistemul acesta academic universitar este să vedem cine sunt conducătorii de doctorat. Conducătorul de doctorat, repet, am vrut și eu să-mi dau doctoratul, dar am renunțat, că zic, eu sunt cu cărți. Deci, e un tip specialist în domeniu. Istoria României interbelice, modern.
Și vin eu și spun, știți, eu aș vrea să-mi dau doctoratul. Bine, zice profesor. Cu ce temă? Păi, eu aș vrea să dau doctoratul cu tema viața politică, nu, PNC în opoziție în perioada interbelică. Eu, care știu despre ce vorbesc, spun două lucruri. Băi, e prea mare. PNC în opoziție, el a intrat în opoziție după, din 33, da? În 33, când vine... Da, în 30, când e numit, dacă nu mă știu, în vara lui 33, Gheduca, PNL-ul. Asta presupune o carte, două cărți. Pă, aoleu, că a fost o întreagă activitate, ruper, PNC, au venit. Alexandru Vaida, voi complica, bun. Sau îi spun, bă, nu merge pentru că mai e un cercetător care are aceeași temă. Deci, conducătorul de doctorat este Dumnezeu doctorandul. Și el te cheamă fiecare lună și te pune să faci referate cu tare, cu tare, cu tare. Deci, asta este primul. Cine sunt conducătorii? Cine sunt cei care fac parte din comisie? În cazul domnului Bode au fost trei profesori. Normal era ca tu când ești în comisie să zici că sunt în comisie, da? Mă uit și eu citesc teza, că ăla din comisie face un referat și dă notă. I-au dat notă fără să citească teza? Adică ăia trei din comisie plus conducătorul de doctorat al lui Bode, n-au observat că el a plagiat, n-au observat că nu e citare corectă, că misiunea la doctorat, misiunea profesorului se spune, bă, fiate, ia are asta, n-ai citat ca lumea, n-ai făcut cu tare conducătorul doctorat și spune, vezi, du-te și citește și ăla. Deci dacă ar fi fost despre căderea Constantinopolului și ar fi găsit un conducător de doctorat specialist în cădere, ca mine, până, domnule, du-te și vezi că la Genova este casa lui Justiniani, du-te și vezi întâi, dacă vrei să scrii despre căderea, trebuie neapărat să vezi chiar ca porta, să vezi poarta, pentru că nu poți să scrii de la sine. Bun, asta este chestiunea intelectuală, dar mult mai important este așa. Începând cu perioada Năstase, în România, foarte mulți politicieni, oameni de afaceri, generali, și-au dat doctorat. Are dreptate domnul Chelemehun, nu înțeleg de ce. Da, mă rog. Eu, de exemplu, nu mă preocup. La ora actuală, în condițiile în care plagiatul a luat locul, dacă vreți să mă credeți, corupției, nu știu dintre cei care au doctoratul, care pot fi și profesori universitari, câți au pot fi acuzați de plagiat. Și atunci am o chestiune de siguranță națională. Ministrii, șefi de servicii, generali, înțelegeți? Care, profesori universitari, care pot fi șantajați, inclusiv de forțe străine, bă, fii atent aici, că noi știm că ai plagiat, da? Și era ca la dosarul de securitate. Tu îți venea unul, spunea, fii atent aici, avem, da, cântă. Deci, din punctul acesta de vedere, plus că în perioada aceasta campanie vom avea o nebunie, nebunie în care toți vor fi acuzați de plagiat. În loc să discutăm programele lor, nu o să discutăm la Bode ce a făcut, cu Schengen, cu ala, eu nu cred ce spune niciodată, că spune o prostie, că el îi devine ministrul nostru de interne, că n-am intrat noi în Schengen. Nu, îi devine Iohannis. Și el, eu Ciolacu, că îl sprijină pe Iohannis. Bun. Ar trebui neapărat în perioada următoare, măcar să avem o listă cu toți cei care sunt undeva șefi care au doctoratul. Nu că îi acuzăm. Deci, listă, miniștri, secretari de stat, șef de agenții, ce vreți, șef de consilii județene, lideri politici, generali, jurnaliști, care sau și cu funcții, decan, prodecan, care au doctorat. Bun, ca să știm. Doi, dat un ucaz
o cerere, cum vreți, a lui Iohannis, băi, oameni buni, am rugăminte. Cei care vă simțiți cu musca pe căciulă, care vă simțiți că știu dacă au plagiat sau nu, demisionați discret. Și atunci, sau cum a propus domnul Sorin Câmpeanu, nu știu, luăm 5 softuri de la 10 și trecem tot ce e lucrare de doctorat prin ăla, da? Prin ăla, 5, nu știu, 10, dacă nu știu cât achiziționăm, că e un soft din ăla, l-am achiziționat, pac, 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 intră ca la moară, pac, pac, asta e plagiat, asta nu e plagiat, asta e plagiat, asta nu e plagiat. Bun, în acel moment știm că 200 sunt plagiate, nu știu, 1000 nu. În acel moment aia 200, le luăm titlul de doctor sau ei renunță sau ei demisionează. Nu, titlul ăsta e altă treabă și rămânem cu 1000 care nu mai deschidem discuție. Se mai trebuie că o să înnebunim. În loc să discutăm despre Uniunea Europeană, despre cum o să facă el un pod, vom discuta ca și la bode și nu vom termina niciodată dacă a plagiat, dacă n-a plagiat, se întrunește CNC, nu știu cine, se întrunește Comisia de Etică, vine președintele Comisiei de Etică pe care devine vedetă și uite așa mai pierdem încă un rând de alegeri în care în loc să discutăm despre și să votăm oameni care să facă ceva pentru țară, vom vota oameni care au fost sau nu au fost acuzați de plagiat. Vă mulțumesc, la revedere!